Bun găsit la Daily Briefing, sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Piețele se mișcă în această dimineață și e clar că e un început de an care nu seamănă cu cele pe care le-am experimentat până acum. E până la urmă un revers al medaliei unor ani buni de volatilitate scăzută în piețele de capital. Începutul normalizării politicii monetare împreună cu alte câteva dezvoltări majore, în principal din China, dar și în plan geopolitic, creează nervozitate și e destul de limpede că direcția pe care ne aflăm este una descendentă, chiar și într-o piață care altfel ar fi avut motive de stabilitate din perspectivă monetară, precum cea germană. Am ținut să începem cu un grafic daily, fiindcă după o perioadă de ezitare și de false starturi pozitive, lucrurile sunt orientate descendent. Ceea ce nu trebuie să ne aducă fără nuanțe direct la ideea că piața trebuie să se integreze într-o mișcare fără ezitări, ci pur și simplu trebuie să avem în vedere faptul că în continuare forța predominantă în piață este de partea vânzătorilor și că unele mișcări favorabile sunt văzute încă drept de șansă de a intra în poziții favorabile descendente și nu neapărat ele constituie reversări. E o schimbare de atitudine față de ceea ce defineam pe termen scurt ca o posibilitate, ca o scurtă paranteză optimistă. Am avut în sesiunea de ieri momente bune, peste 10.100 de puncte. M-aș fi așteptat să avem o corecție lejeră și apoi piața să revină. A fost însă exact opusul unei astfel de situații, de dezvoltări în piață. Cred că în momentul de față, însă, deși direcția pe un grafic daily este simplu de anticipat, de îndată ce trecem pe un time frame mai restrâns, nu mai atât de simplu. Există o anumită prudență în această regiune, în zona 9700 și, de fapt, a minimelor anterioare. Vedeți, străpungeri agresive, întoarceri. Cum ne putem administra pozițiile în astfel de situații mult mai volatile? Există două variante, după părerea mea. Pentru cei foarte alerți și foarte activi, a vedea graficul pe M15 sau pe M5 și a încerca să capturăm mișcări relativ scurte ca timp, dar întinse ca preț, cum a fost, de exemplu, cea din ultima jumătate de oră, deci văzând drept trenduri, secvențe foarte scurte, sau pur și simplu, dacă tranzacționăm pe intervale mai largi, trebuie să avem și stop loss-uri, dar mai ales take profit-uri mai îndepărtate. Dacă le avem prea apropiate, dacă păstrăm logica anterioară, există riscul să avem un așa numit whipsawing, să fim scoși din piață în repetate rânduri și în momente optime. Situația din China pare a fi una mai bună, piața de capital a crescut, însă creșterea aceasta nu a convins în Europa. Se spune că, asta în explicație pe care l-am văzut în media, că scăderea petrolului este factorul determinant. Un pic de adevăr este aici, dar nu cred că scăderea petrolului este factorul determinant. Contează în orice caz, fiindcă ridică semne de întrebare privind viabilitatea unor companii. Și cine a împrumutat acele companii? Dacă nu, sectorul financiar, care, dacă intră din nou într-o perioadă dificilă, va resimți dureros această pierdere și va limita probabil creditarea tocmai în perioada în care economia are mai mare nevoie de aceasta. Deci există un efect în lanț.
Acum, piețele globale sunt interconectate și de aici apare un efect negativ și destul de amplu și în cazul pieței germane. În plus, yuanul, deși se calmase pentru o vreme, și-a reluat de tendința de depreciere. Pe lângă aceste elemente, datele din calendar constituie mai degrabă subiect de conversație, cel puțin dacă ne referim la piața de capital din Europa. Avem o raportare a PIB-ului în Germania, estimare pentru tot anul 1,7%, deci o cifră bună. În a doua parte a sesiunii avem cererile de ajutoare de șomaj, așteptat la 278.000. Raportul Beige Book al Rezervei Federale a arătat o creștere moderată a economiei cu o piață a muncii destul de eterogenă. În anumite sectoare și în anumite regiuni există presiuni salariale mai mari decât cele evidențiate, de exemplu, de average hourly earnings. Sesiunea de astăzi însă e, cred, secundară din punct de vedere al datelor macro, cu excepția ședinței de politică monetară din Marea Britanie, a minutelor BCE în planul 2 și a celor de ajutor de șomaj, iarăși în plan 2 la ora 3 și jumătate. Mai avem de asemenea o reuniune a miniștrilor de finanțe din zona euro. Pe parcursul zilei ar trebui să avem deja comunicări din partea acestora. Acum Grecia nu mai este în prim plan și criza imigranților nu mai este neapărat o noutate. Bănuiesc că piețele se vor concentra pe dezvoltările majore din piețele de capital. De aici își vor extrage informații. Cumva evoluția prețului în sine ajunge în astfel de perioade să conțină informații, fiindcă participanții majori pot să aibă o atitudine activă sau pot să aștepte ca anumite niveluri cheie să fie depășite sau piața să cunoască un rebound de acolo și apoi să acționeze. Din punctul meu de vedere, este un setup de piață care aduce un pic cu perioada 2008, nu în vârful său, 2007-2008, nu în vârful său, ci undeva în prima parte a acelor episoade de scădere. Deci ne revine cumva în minte avertizarea lui George Soros. Bun, acum pe termen scurt, prima preferință este acest 9712 și ce văd eu, piața cu variații de cât de 10-15 puncte în sus sau în jos poate schimba puternic tabloul. Așa că aș urmări poate peste încă 11 minute să vedem cum închide acest candlestick, dar e o mică șansă de stabilizare aici, bănuiesc. Destul de mare este rezerva pe care o am, având în vedere agresivitatea scăderilor din doar poate o oră de tranzacționare. În mod normal, însă, poate ar exista loc pentru o revenire spre 9776, dacă mergem mai sus, ne uităm undeva la 9800-9810. Adevărata întrebare este însă dacă sesiunea de astăzi ne aduce sub minimele la nivel daily. Deci dacă închidem sub, haideți să luăm această sesiune din 10 ianuarie, open-ul a fost la 9704, ne putem lega de deschidere, deci undeva spre 9700 de puncte. O închidere sub 9700 de puncte astăzi, probabil că n-ar fi la 9690, ar fi undeva cel mult la 9620-630. O astfel de închidere ar deschide drumul către noi scăderi și
probabil chiar și spre 9300 de puncte pentru a răspunde la o întrebare. Din punctul meu de vedere, această evoluție a cam deschis calea spre 9300, cu toate că piața germană ar fi trebuit să arate mai bine. Deci, haideți să ne imaginăm puțin, doar ca un exercițiu, ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi avut dinspre Banca Centrală Europeană, dinspre BCE, un program de injecție de lichiditate. E posibil să fi amplificat aceste scăderi cu 30 până la 50%. O evaluare personală foarte aproximativă. În linii mari, dacă piața rezistă peste 9700 de puncte, ne așteaptă o revenire cel puțin, cred eu, probabil într-una sau două sesiuni, cel puțin spre 9870-9900 de puncte. Mai sus avem nivelurile clasice de rezistență. Mai important ar fi dacă sparge 9700, la ce ne uităm intraday? Ne uităm la 9671, apoi am estimat un 9620-9630, dar sub acesta este un 9593 și 9526. Le luăm încă pe aceste repere mai vechi, care ne dau o idee despre care ar putea fi treptele de scădere. Din punctul meu de vedere, dacă mergem în clasul 9700, vom schimba prefixul nu cu 96, ci cu 95, și apoi rămâne de văzut dacă e în jumătatea superioară sau cea inferioară. Bun, o să mergem, dacă tot suntem la piețe de capital, la US30, apoi trecem la piața valutară. Există estimări și mai coborâte pe DAX, cu siguranță există. Întrebarea este: care este orizontul de timp atașat acestora? Într-un scenariu descendent destul de puternic, 8400 ar putea să nu fie nici măcar destinația finală, dacă avem o criză de genul Detalia, celei din 2007. Bun. Mergem la piața de capital americană și aici scăderi importante și aici o tendință de stabilizare și aici văd șansa unui rebound pe termen scurt, dar de asemenea există riscuri semnificative ulterioare. În ciuda unor măsuri de restructurare, cum au fost cele luate de General Electric, piețele par acum conștiente la cealaltă parte a mesajului, care ne spune că dacă avem disponibilizări, acest lucru nu este de fapt bun pentru economie. Acele persoane nu vor mai avea veniturile pentru a consuma și în lanț se produc efecte negative. În momentul de față, o revenire undeva, măcar, aș spune, peste 16.120-130 ar fi posibilă. Următoarea regiune ar fi la 16.150-160, apoi 16.224. Suportul este la 16.000 de puncte și acesta este nivelul cheie, echivalent cu 9.700 pentru piața germană. În cazul în care spargem, am putea merge în cele din urmă, nu poate mai mult de 2-3 ședințe, spre 15.720 și la limită poate chiar în 24 de ore. Graficul US30 este unul care ne pune pe gânduri de îndată ce trece pe un grafic daily, pe un interval daily. Am bifat țintele anterioare și totuși piața a avut o revenire modestă. Astăzi, nivelul care ar putea să schimbe cumva această direcție ar fi 16.224. De exemplu, o închidere pe la un 240-250 ar însemna că mâine, în prima parte a zilei, putem să revenim ușor. Totuși, nu mi-aș recupera încrederea profesată zilele trecute
înainte de a vedea o închidere peste 16.544. Cererile de ajutoare de șomaj, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie cel puțin la nivelul așteptărilor sau mai coborâte, deci o veste bună pentru Statele Unite și pentru dolar, o veste care teoretic ar putea ajuta puțin piața, însă e dominată de nevoia de lichiditate. Un alt element esențial pentru a înțelege situația de acum, unele dintre companii, dacă prețul rămâne în această zonă, nu vor putea fi salvate. Iar asta înseamnă că cei care intră, care sunt afectați de pierderi, cei care au creditat direct sau indirect acea companie, ar putea avea nevoie de lichiditate pentru a acoperi alte solicitări. Și asta înseamnă obligativitate de vânzare de titluri de capital. În plus, mai este un aspect, doar pentru participanții la acest webinar. Ne gândim că unii dintre cei mai mari deținători la nivel global de acțiuni în Europa de Vest și în Statele Unite sunt fondurile suverane. Aceste fonduri suverane sunt în mare parte ale statelor producătoare de petrol. Petrolul care prin ieftinirea s-a adus găuri importante în buget se recurge la vânzări și cu cât petrolul este mai slab, cu atât aceste vânzări sunt mai agresive. Este o corelație pe care poate ați observat-o în piață și o legătură puternică între prețul petrolului și prețul acțiunilor și ține și de această interacțiune, nu doar de faptul că sunt companii de petrol listate la bursă. E un factor esențial, cred, pentru a înțelege lumea actuală și un motiv pentru care am scris destul de mult despre petrol în ultima perioadă și probabil că o vom mai face câtă vreme rămân în centrul atenției. Bun, trecem la euro-dolar, un rebound puternic aici, probabil, haideți să vedem, generat și de datele din Germania, spune eu, însă, să vedem care ar fi ora de raportare, însă s-ar putea să fie și ceva mai mult. Am avut acest PIB, apoi a venit producția, tot în același moment, producția industrială din Italia, foarte slabă, dar este posibil să se mai întâmple ceva. Dacă nu avem vreo altfel de veste, EURUSD acționează tot mai mult în ultima perioadă ca un activ de refugiu. Deci, yieldurile pe titlurile de stat germane sunt susținute, cu toate comentariile recente ale BCE. Bun, deci am avut, iată, o sursă, se pare în această dimineață, o sursă. O veste importantă la 9 fără 12 minute. Un grup din cadrul Consiliului Guvernatorilor BCE e rezervat în privința nevoii de a opera mai multă relaxare monetară. Probabil că asta mai a contat mai mult decât datele bune din Germania și a avut un efect de asemenea și în piețele de capital. Iată, și dovedește masiva utilitate secțiunea Trader Stock. În orice caz, pentru EURUSD, dincolo de acest zvâcnet, în linii mari nu s-a schimbat mare lucru. Este o tendință de revenire dacă ne uităm la ultimele ore, dar altfel suntem într-un interval între 1,07 și 1,1 mai larg, e drept în jumătatea sa superioară. Pe termen scurt există, cred, presiuni descendente, la 3 și jumătate de asemenea presiuni descendente, însă, ca un traseu potențial, aș spune că o corecție ușoară ar fi posibilă. Primul nivel ar fi pe la 1,0895, apoi 1,0883,
apoi un 0865, dacă ajungem până acolo, poate o reîncercare de a defini o rezistență la 10936 și ulterior pe după amiază cred ușoare presiuni de depreciere. Rezistența ar fi la 10964 și mai sus puțin 10988. Mergem la GBP/USD. Decizie de politică monetară. Astăzi cel mai important moment al săptămânii pentru lira sterlină. Cam marea majoritate, aproape toată lumea, așteaptă un mesaj dovish și nicio modificare a ratei de dobândă. Să vedem structura votului. Se așteaptă ca un singur membru al Consiliului să voteze pentru ridicarea dobânzii. Această abordare dovish este motivul pentru care lira sterlină rămâne relativ jos, cu toate că premierul Cameron este optimist în legătură cu o înțelegere cu Uniunea Europeană. Avem o dinamică laterală de urmărit aici, posibil în zona, posibil chiar să se definească un fel de triunghi descendent, dar e puțin fantezist această idee deocamdată, să lăsăm piața să decide, dar să spunem undeva în 43,90, nivel inițial de suport, urmat de 43,63 și apoi de un 43,50. Trendul rămâne descendent, suntem dominați de același canal de trend. Dintr-o perspectivă tehnică, piața a avut niște oportunități de întoarcere, mai ales ieri, dar le-a cam ratat. Cred că Bank of England va fi relativ dovish. Nu știu însă dacă nu cumva piața are prea multă blândețe inclusă în cotație și nu cumva, dincolo de o reacție scurtă descendentă, cablul nu ar trebui să-și revină ulterior. Se pare că s-a mers destul de departe, chiar și estimările pe care le ved acum pe lira sterlină iarăși au așa o notă de intensitate emoțională prea puternică. Dar în primă fază pare a fi vorba de opțiune laterală, cel mult sau chiar descendentă. Un scenariu potențial ar fi să mergem sub 43,50 câteva zeci de pip și apoi piața încetul cu încetul să recupereze, mai întâi printr-un rebound rapid în jur de înspre 41,44 și apoi printr-o revenire dincolo de linia de trend și tot mai sus. O rezistență cheie pentru sesiunea de astăzi ar fi în zona 1,45 în apropierea unor minime locale anterioare. Să mergem la dolar yen. Ar trebui să avem deja o idee despre cum arată acest grafic înainte de a ne uita la el, dar haideți să vedem cum este realitatea. Asta fiindcă piața de capital a avut un cuvânt semnificativ de spus în evoluția piețelor valutare ale anumitor monede, între care și yenul japonez. Operațional se poate spune că nu doar yenul are un comportament de tipul activ de refugiu, ci și tot mai mult în ultima perioadă, chiar și moneda unică europeană. O să se vadă în curând graficul. Bun, este o evoluție laterală care cumva opune rezistență,
Scăderilor pe care le-am văzut în piețele de capital, dacă ar fi fost, avem o evoluție echivalentă, ar fi fost undeva acum spre 116-60 sau mai jos. Însă este aici un tipar lateral mai degrabă, între 117-24 și 118-24. Cred că dinamica actuală favorizează, din punct de vedere fundamental, legat de dolar și de yen, dolarul american, o nouă tentativă de a lua cu asalt 118-24. Apoi avem 42 și rezistențele următoare. Din Japonia am văzut noaptea trecută comenzi pentru echipamente industriale foarte slabe, în scădere de minus 14,4%, ceea ce e mai important chiar decât optimismul afișat de către guvernatorul Kuroda. O tendință ușor ascendentă aș detecta. Suportul mai jos este 117,24 și 116,63. Ne mutăm atenția către petrol, petrolul WTI, care ieri a dovedit că poate să valideze ipoteza de inversarea spread-ului, a devenit mai valoros decât petrolul Brent. Să vedem dacă e încă. Da, situația este și mai amplă decât ieri, însă acest spike s-ar putea, nu am verificat, dar s-ar putea să provină din modificarea scadenței, o parte din acest spike. În fapt, însă, avem o situație în care WTI nu scădea ieri când Brentul scădea la fel de mult. În schimb, era viteaz când era de marcat o apreciere, ceea ce, din punctul meu de vedere, poate să însemne că în perioada următoare vom vedea acest spread, acest decalaj între petrolul WTI și petrolul Brent crescând. Și este, din punctul meu de vedere, pentru primele lunele anului, una dintre cele mai clare situații de piață. WTI-ul are un pic de șansă ascendentă în prima fază aici. Ne uităm la un 31, 90, 32 ca nivel de rezistență inițial, apoi ne uităm la un 32,80 și 33,32. Revenirea petrolului WTI se produce în ciuda unor rapoarte deosebit de slabe, de îndată ce luăm în calcul și produse distilate și benzina. Dacă am avut o surpriză negativă pe stocuri, strict în ceea ce privește țițeiul, cu totul diferit arată lucrurile când includem față de așteptări, vorbim de vreo 10 milioane de barili în plus pentru benzină și produse distilate, chiar dacă am fost cu câteva milioane mai jos în privința crudoi. Ceea ce ne arată că unii dintre trader nu văd sustenabilă această regiune a prețurilor, mai ales în Statele Unite, și consideră că foarte multe companii își vor suspenda activitatea dacă au această opțiune sau își vor închide porțile. De aceea cred că WTI are o șansă favorabilă. Văd că și piața germană și-a mai revenit. O șansă favorabilă însemnând poate o depășire a lui 33, mișcarea spre 33-32. Mai sus avem niște vârfuri locale în apropiere de 34 și apoi 34-64. Suportul ar fi dat de nivelul de start al acestui episod de apreciere de astăzi, pe la 31,17, mi-apare mie. O să încerc să-l capturez mai precis. Se mișcă puțin mai lent platforma.
31, da, 31, 17, 31, 19 pe acolo. Apoi acoperirea ghepului, care ne aduce undeva la 30, 76 și ulterior zona minimelor pe la 30,1. Să ne uităm acum la un grafic pe aur și apoi trecem la NZD USD și AUD USD. Bun, câteva întrebări înainte de asta. Unde se poate urmări modificarea scadențelor pe site? Există o secțiune, dar o să vă arăt în curând. Sau o lăsăm pentru finalul webinarului. Petrolul Brent a scăzut sub 30 de dolari pe baril, până doar putea să mai scadă, ținând cont că abia și acoperă cheltuielile. Petrolul este determinat de factori fundamentali, dar și de factori speculativi. Piața este masiv short în momentul de față. Teoretic, ar putea să mai scadă de aici, teoretic. Chiar dacă nu și acoperă cheltuielile, dar producătorii continuă să opereze și continuă să pompeze cantități pe piață, din diverse motive, poate costă prea mult să le repornească sau poate trebuie să acopere găurile din buget și atunci asta înseamnă să vândă mai mult, chiar dacă prețurile sunt mai mici, atunci nu se întâmplă mare lucru. În momentul în care oferta este restrânsă, inclusiv cum a creat rumoare ieri adjunctul Ministrului de Finanțe din Rusia, spunând că se poate restrânge producția, ei bine, n-a existat un follow-up pe această temă, n-au existat alte declarații care să arate că se întâmplă asta în curând și de aceea petrolul a continuat să scadă. Dar pentru Brent nu este neapărat o limită. Acum, dacă facem estimări, trebuie să luăm calcul o întreagă teorie a jocurilor sau a jocului, pentru că trebuie să estimăm ce vor face unii actori în funcție de ce fac alți actori, cine va face prima mutare. Eu bănuiesc că suntem destul de aproape de un moment în care se vor atinge minimele. Aproape ca timp și ca preț, dar asta nu înseamnă neapărat o zi, două. Am avut acest sentiment zilele trecute. Și iată că pentru WTI n-au existat mișcări mult sub 30 și practic acum suntem pe ușoară revenire. Dar Brentul pare dornic să exploreze cotații ușor sub 30, poate câțiva dolari pe baril mai jos. De ce WTI mai scump ca Brentul? WTI este în mod istoric mai scump ca Brentul, este un alt gen de petrol, este de o calitate mai bună. Situația anormală a fost cea în care WTI era mai ieftin decât Brentul din cauza producției prea ridicate în Statele Unite. Bun. Pentru aur 1087 și 1095 sunt limitele în un interval, nu avem o direcție precisă. Bănuiesc că piața va mai crește ușor, va retesta 1087. Ar fi normal să o facă, mai ales în cursul după amiezei, dar altfel este o stare de relativă așteptare aici. Și dacă spargem 1087, putem vedea o mișcare undeva către regiunea 1083, 20, 1083, 50 și apoi spre 1080. Deci avem un pic de riscuri descendente în viziunea mea în sesiunea de astăzi. Ele ar fi anihilate de o nouă creștere a primei de risc. Ați văzut că în ultima perioadă se întâmplă lucruri neobișnuite sau neplăcute aproape în fiecare zi. A mai existat niște incidente la Jakarta și pare un mediu destul de nesigur. Am zis NZD/USD, dar dacă tot avem graficul pe leu, deși de obicei închidem cu leul, o să
scurtăm timpul de switch al ferestrelor, discutând despre leu acum. În tendință clar de depreciere, euroron pune presiune pe 4,54 și piața dorește parcă să meargă mai sus. 4,55 ar fi reperul următor și poate nici acolo nu ne-am oprit. Există un risc să mergem mai departe spre 4,56 sau 4,5750, mai ales săptămâna viitoare. Din punctul meu de vedere, este o cooperare între dobânzile foarte scăzute și noul sentiment la nivel global. Și acest ghidaj al leului cred că se face și cu permisiunea băncii centrale, care ar putea să vadă aici un sprijin pentru exportatori, de care e nevoie. Am pus pe site ieri, pe Tradebit, a fost preluat și pe site, cred, un raport despre industria, vârsta industriei în România, care nu mai este la fel de reconfortantă pe cum a fost în anii anteriori. Un impuls favorabil spre o monedă mai slabă ar fi ceea ce pare necesar în această perioadă. 4,52-12 suport, 4,51-16 și mergem acum la dolarul neozeelandez, care a trecut pe un alt palier, numai că acest palier nu este mai sus, ci mai jos. Expansiunea ratei de schimb a dolarului față de yuan nu este un element favorabil. Altfel, piața are o evoluție tehnică destul de clară. Un breakout, o retestare la 65.04, o mișcare spre 64.50, de aici o revenire. Pe termen scurt, poate trebuie să închidem ora așa, în zona aceasta, și putem vorbi de încă 20-30 de pipi și mai sus. Dar minimul clar nu pare a fi deja setat. S-ar putea să retestăm 64.50 și chiar temporar să mergem sub acest prag undeva. N-aș spune că dacă spargem 64.50 mergem chiar la 0.64, aș vedea însă un 64.20 potențial testat. Dar încetul cu încetul, dacă nu se întâmplă ceva dramatic, cred că putem vorbi despre căutarea unor minime în această zonă. Ceva dramatic însemnând evoluție din China. De altfel, chiar și petrolul are un cuvânt de spus în privința NZD-USD. Cu cât mai slab, cu atât mai rău pentru Kiwi dollar. Rezistența ar fi 65.04 și mai sus trebuie să facem un pic de zoom out ca să zoom in, de fapt. Ar fi undeva pe la un 65.60 și 65.86. Ne uităm la AUD-USD acum, tot o tendință descendentă, tot mici ezitări, tot pericol de alunecare, după o perioadă mai largă. Haideți să vedem cum au fost datele. Rata șomajului 5,8% și employment 5-1%, deci nu atât de slabe pe cât s-ar fi temut unii trader. Totuși, am avut un rebound de scurtă durată. În linii mari, nu mi inspiră foarte multă încredere. Trebuie să se întâmple ceva misterios de bun încât AUD-ul să recupereze notabil și nu doar să revină spre un 0,70. Ca idee, este o piață de monitorizată din treaptă în treaptă. Un rebound spre 69-64 este posibil. Dacă depășim această zonă, ceea ce nu mi se pare prima opțiune, dar dacă o depășim, ne uităm la un 70-16 și apoi 70-35. Dacă de aici apar scăderi, revenim la extinția de 127.2 la 69-13, iar mai jos este un 68-64, extinția de 141.4. Bun, în final, conform unei dorințe a dumneavoastră, ne uităm și pe EuroCHF. Au existat comentarii din partea lui Zürbrück de la SNB ieri, care au dus EuroCHF în sus. Este, cred, într-un mediu
în care SNB-ul adulmecă riscuri a la 2008. Există o dorință de a crea un buffer de siguranță, fiindcă dacă de aici începe francul să se întărească, se poate viza din nou paritatea în câteva luni. În timp ce, dacă se transmit semnale clare, semnale de forță dinspre SNB, atunci poate că efectele nu vor fi la fel de puternice. Dar, după părerea mea, EURCHF arată rezonabil pe termen mai lung și pare dornic mai degrabă să spargă vârfurile anterioare. Dar sesiunea de astăzi nu e foarte clară. Acum arată a fi un fel de shooting star. Să-i lăsăm timp. O închidere peste 1,1 ne-ar duce foarte probabil către 1,1050 în sesiunea următoare. Dar să vedem cum închide. Dacă avem o închidere de genul acesta, există riscul de a retesta 1,09. Într-adevăr, am spart 1,09. Pragul important este cel puțin 1,1, dacă nu chiar 1,150, ca să ieșim dintr-o zonă de blocaj care ne-am aflat multă vreme. Chiar jumătate de an, aș spune, aproape jumătate de an. Francul elvețian teoretic se întărește în momente de aversiune, însă există cumva o temere că SNB-ul poate interveni fie direct în piață, fie poate adânci minusul dobânzilor în perioada actuală. Pe un M30 se vede destul de clar reacția descendentă dintr-un Evening Star și aici e o zonă de relativ confort la 1,0950, dar piața pare a putea aluneca și mai jos spre 1,0920 sau 1,09 în primă fază. Dar mai degrabă aș spune că aici va exista o rebound de 10-15 pips și apoi o coboare spre 1,0930, iar a doua parte a sesiunii trebuie văzută în conexiune cu piețele de capital. Cu aceasta eu vă mulțumesc pentru atenție. Reau ideea că ceea ce prezentăm sunt doar opiniile noastre, nu recomandări de tranzacționare. Să aveți o zi frumoasă în continuare și să ne auzim cu bine. La revedere!